Ana Cocoș vă prezintă știrile Bucovina TV. Bun găsit! Un tânăr de doar 18 ani și-a pierdut viața într-un accident rutier din cauza inconștienței unui bărbat de 70 de ani. Alte trei persoane au fost rănite în același eveniment tragic care a avut loc pe DN29A în noaptea de vineri spre sâmbătă. La intrarea în comuna Zvoriștea, un autoturism în care se aflau patru tineri a intrat în plin în remorca nesemnalizată a unui tractor care circula pe același sens. Tinerii cu vârste între 16 și 19 ani se întorceau acasă de la muncă, de la cules de mere. La un moment dat, mașina în care aceștia se aflau a intrat în depășirea unui tractor care avea în spate o remorcă improvizată, încărcată cu lemne și nesemnalizată. Tânărul șofer nu a avut când să observe scândurile care depășeau în lungime remorca. Impactul a fost violent. Pasagerul din dreapta șoferului, un tânăr de numai 18 ani, a murit pe loc, iar ceilalți trei ocupanți ai mașinii au fost răniți. Stare de șoc, normal, accident. Stare de șoc. Băiatul care e întins jos avea o tăietură puternică pentru partea dreaptă. Ăsta mai era unul care tot era tăiat la capul la salvarea. Avea 16 ani. Și am luat imediat de la un alt șofer și am luat și am dat la unul. Asta, a început să cadă pe aici. Unul a pus o bandaj așa, stătea acolo jos, unul nu știa ce putea să se învârtea și pe unul l-am prins. A zis, stai aici jos, că el a început să cadă. Vă, nu mai pot că... Da. Și îi spunea colegul, vă, sună la mamă. Nu sună la mamă, că era că fermat aici. Uitați, tractorul nesemnalizat nimic, așa a zis că e vina șoferul la Audi. Cum să fii la un Audi dacă un tractor nesemnalizat, nu pune viesă pe spate, am zis la polițar. Domnul polițar, un tractor care nu are drumul, nu are număr, ca orice mașină cum este în Uniunea Europeană și este cu număr de sat, ce caută pe drumul european? Păi, pe unul dreacă a să stai jos, să nu se streseze. Pe alt că voi ce fac dacă află mama așa, că mama ta dacă află nu o să-ți facă absolut nimic, stai până veni salvarea și nu te stresa. Ei au fost scoși din mașină de pompieri de la descarcerare și transportați la Spitalul Județean Suceava. Unul dintre tineri este în stare gravă. Șoferul tractorului, un bărbat de 70 de ani, spunea senin la locul accidentului că tractorul său era semnalizat și arunca vina pe tânărul aflat la volanul autoturismului. Noi nu mi-am încărcat ăla, ca să nu depășească tripla. Că așa putea să pună așa cu viață. Se vede tripla piste, domnule, dacă te duci de la peto, dacă vezi... Bătrânul s-a ales cu dosar penal pentru ucidere din culpă, dar și pentru că avea remorca improvizată și nesemnalizată. Șoferul tractorului se pare că nu băuse, rezultatul etilotestului fiind zero. Acestuia i s-au recoltat la spital și probe de sânge, la fel ca și celuilalt șofer implicat în accident. DN29A, care face legătura între Suceava și Dorohoi, a fost blocat aproape 2 ore în urma accidentului. În momentul în care bătrânul a ieșit din spital, tatăl tânărului de cedat i-a cerut socoteală. A fost nevoie de intervenția oamenilor legii care l-au urcat pe tractorist în mașina de poliție. De-abia la sediul poliției municipiului Suceava, tractoristul părea că își dă seama că a procedat incorrect și că vina îi aparține.